Fenomene meteo extreme în mai multe țări ale lumii. Vremea caniculară dă bătăi de cap și face victime. Temperaturi de peste 40 de grade Celsius în România, ploi cu grindine și furtuni violente în Polonia, Cehia, Germania și inundații de proporții în Australia. Primul cod roșu de caniculă în România din acest an a făcut deja primele victime. Cel puțin doi oameni au decedat din cauza insolației, iar alți patru, printre ei și copii, s-au înecat în timp ce căutau răcoare în râuri și lacuri. În 6 județe, consumul de apă a fost raționalizat, iar mașinile mai grele de șapte tone și jumătate nu au voie să circule pe timp de zi. Specialiștii avertizează că perioadele de arșițe vor alterna cu ploi torențiale și furtuni. În Polonia, valul de căldură urmat de rafale violente de vânt a distrus acoperișuri și a smuls zeci de copaci. Peste 46.000 de case au rămas fără energie electrică, iar 1.400 de trenuri au înregistrat întârzieri. În urma rafalelor violente au fost răniți șapte oameni, inclusiv doi pompieri. Câteva clădiri sunt grav avariate. Au fost și incendii în urma loviturilor de fulger. Acoperișuri distruse și copaci smulci de vânt și în Cehia, unde peste 15.000 de gospodării au rămas fără curent. A durat foarte puțin, 10-15 minute, dar a plouat cu găleata, a fost și grindine, a fost smuls acoperișul hambarului. În Reach, Bavaria, echipele de salvatori lichidează consecințele ploilor puternice și a alunecărilor de pământ. Sunt foarte multe case distruse, pagubele sunt incredibile, localnicii își curățe de noroi locuințele. Nu știm dacă ne vor ajunge resurse financiare, dar suntem luptători, nu renunțăm. E greu, aproape că insuportabil. Încă rezistăm, putea fi și mai rău. Parbrizul mașinii mele a fost spart de grindină, era cât pumnul. Acum suntem blocați aici. În Sydney, Australia, mii de persoane au primit ordin de evacuare. Regiuni extinse se află sub ape. După ce ploile torențiale, care au căzut în cel mai mare oraș al Australiei, au provocat inundații severe în zonele cu altitudini mai joase din suburbii, unde nivelul apei a ajuns până la un metru și jumătate.